Deci ne-am luat niște cafeluțe, pentru că, again, cafeaua de la, you know, hotel ain't great. So, nici breakfastul parcă nu e ăsta, so, avem cheesecake și tofu skin, vinegar rice, yes, și mai avem acolo apă și apă cu lămâie, că este, sunt chestii de acolo, și încă un onigiri sau un butter soy sauce. This is good. Yes, usagi desu. Kawaii usagi desu. Mergem acolo. Care l-a trebuit să mergem? Căsuța asta. Nu m-ar supăra să stau aici. Looks exactly what you'd expect. Ce? Ceva vădără lor pe gay advisory. Oh, pardon, nu aici, că aici e capătul. Oh, yes. Please do take a picture of that. Deci suntem în Ueno, ca să fac un pic de narațiune aici, și ăsta este Nezu Shrine. Aparent e extraordinar de popular cu bătrânii, gen, și când am venit cu metroul, a fost efectiv plin, dar plin de bătrâni. Ceea ce e foarte interesant, pentru că nu sunt foarte mulți turiști care să fie, nu sunt foarte mulți turiști care să fie străini ca și noi. Nu zic că nu sunt, că îi vedeți și voi în video că sunt, dar e beautiful. Nu stăte cum erau cu o săptămână, dar îs frumoase și așa. Da, și eu acolo s-o drag de Tory Gates și acolo să mergem. Și locurile astea nu... Ai, chestia, dai. Astea nu poți să zici că au fost făcute, cum zice, pentru Instagram. Pentru că astea au fost făcute, you know, azi. Acum 100 de ani, 500 de ani, 1000 de ani.
Căci, căci. Vedem ce fac aia din fața noastră și aia facem și noi. Gen, ne spălăm pe mâini. Da, este un fac greșit. Faci exact ce fac ei. You just copy them. Deci, stă frumos la codă și noi și-am dat offering-ul nostru, am plecat de două ori, am bătut de două ori din palme, ne-am zis ce ne-am dorit, ne-am mai plecat odată, and that was that. Și cred că am fost singurii gaijin să stăm la... cum îi zice, să stăm fain frumos la codă, pentru că sunt mulți care nu au stat și just s-au aruncat și a intrat ăsta. Bunch of trinkets. Ce interesant. Multe fel de broaște și chestii, stați-vă. E o întreagă străduță aici unde pot să cumperi chestii. O să mergem și pe acolo, fain frumos, numai... mergem încolo. So, ăștia vând și păpuci aici. That's interesting. Tălpici la 100 de ieni. Probabil tanti i-au făcut. Sau i-au cumpărat. Aiba știe. Un fel de bazar, I guess. Aici, într-adevăr, ciudat în setting-ul ăsta. Vreau omazake? Nu. Ceva dulce. Flori. Da. Goddamn gorgeous this whole place. Cred că, eu nu cred că japonezul s-a așteptat tare mult ca noi să stăm la codă și să facem asta. Deci să stă la codă, fie că vrei să urci acolo, între flori, fie aici. E, da, aia zic, că am putea să urcăm acolo, dar hai să urcăm la Tori. Da, e cum stă lumea să facă poze. Însă hai că venim în timpul săptămânii, că este un loc turistic și nu o să fie atâta lume. Și e posibil ca mine să mergem la Shibuya, așa, Iago? Și... hai, hai, că nu să ai șansă. Răsta sunt. Also, sunt mici, în sensul de... eu probabil pot să dau cu capul. De asta. Ah, nu, era mai înainte să dau cu capul într-unul. So. Na. De pe asta sunt de ușurință. Efectiv, unde sunt atât de jos, asta e într-o parte.
Acolo vede strada aia de care vă ziceam. Hai, e imposibil ca partea asta să o pun numai cu muzică, așa e. O să miroase a iarbă aici, și când zic iarbă nu mă refer la iarbă, mă refer la marihuana. Și am ajuns la primul loc frumos. Ci se continuă încolo, forse și improbabil acum. Matsuri, matsuri, manici. Matsuri. Și da, pe acolo. Am zis și eu. Cine se poate au tipele astea la ele? Ni, pizza, lol. Ce de yakisoba, oh my god. No, friend. Și mochi.
Nu, nu, ăsta, just, nu știu, nu, dar miroase bine. It smells way breadier than whatever we have, or we do. Mm. Ne, 6 bucăți. Mm. Putem ieși încolo dacă vrei. Mm. Vrei să stăm la coadă? Nu cred că se mișcă tare mult. E de aia ce întreb, dacă crezi că nu se mișcă tare mult. Cioco banana. Ziceam că nu cred că se mișcă tare lent. Mm. Mmm, spatele la templu, ha? Care sugena? Posibil ca asta să fie propriul lui video. Just. Vedem. Cât mai stau aici, că dacă o să fie joani. Phone cases, lol. Kimono vintage. Vrei? Kind of. Nu există kind of, vrei sau nu vrei? Da, nu mă să găsesc cine care să mă pot fătării. Apropo, uite ce scrie acolo, it's cheap for a reason. Nu știu. Mhm. Și bun venit la Uenozu. Și ui ce avem acolo, Sky Tree Tower. Probabil ăla e următorul loc unde mergem. Ala. Good boy. Și acolo și pe spate, na. Good boy. Și la close. Mhm. That's awesome, though. Mi, acolo sunt flamingos. Baby Stora. Taxi, hodam. Un polo e ruta da. Calate ca un rock.
Saramanda San. Nihon no Saramanda San. ビバリウムです。これはビバリウムです。Be careful with the bird feces. Ai grijă să nu se calce pe tine păsările. Holy shit! Ce? Florida man! Ohio, Florida man! Crocodile, salt water. She's huge though, like yeah. Chunker, chunk boy, chunkiest of chunk boys. Ooh, lungfish. She pig nose turtle. Ni ago. Kitchi fishy. Și mai este unul acolo. Kissing gourami și checkered rainbow fish. Kawaii desione. Și cum e făcut pe copacul ăsta. Interesant. Here it is, the fly river turtle. Turtles. Hello, friendo. What? Nu, l-am speriat pe săracu. I frightened the little turtle. Hello. O veni să mirase adorabilu. Chinese crocodile lizard. Chugoku. Haro Findo. He wants out so badly. Oh, da, e așa frumos. Curious little animals, and I love them all. Asian arowana. Te cai, Kire. Oh, ce tare. West African dough și ăsta e doar crocodile. So, ăsta ar trebui să fie mai mic. Și restul e ascuns. Hi. He's sleeping. Sleepy boy. Froggies. Multiple, it's double. Todo. These are poisonous, pretty sure. Yeah, dying poison frog. Cheers, John. Hey, ce faci, grandpa? This is our ancestor. De aici ne tragem toți. Ni ce fain e și ăsta.
Rico se ascunde acolo. Greater Siren. Siren this. Milai, Aligeta, Arigeta-san. Apropo, e atât de cald aici, de număr. Ni, ăsta e mai bătrân decât mine. Cum îl căutai, ni, ce frumos ai? Chere... Old boy, big boy, slow boy. Hai. Și ăsta nici drăguții, nici de personalitate are. Gecko-san, doko? Oh, dorme, ce drăguț. Ia nu pot. Gila, monster. Tocul de gila. Ah, nici ăla doarme, frumosu. Toca gisa. Bearded lizard, that's right. Gecko. Tocai gecko. Oh, no. California King Snake uto Pablo Snake. Hello. Nici nu l-am văzut aproape pe ăsta, dar nici față faină are. Alo. Te cai, viață. Nu e stare ca prostă. Haro. It was feeding time. Le-a dat de mâncare. Haro. Uite, altul care doarme. Ciui. Cu ce? Tot trebuie să fie și broscuță sau nu? Nu cred. Pacific Boa. Haro. Ota și nu tu-odaci. Korewa, korewa, jakasu. Watashi no namae wa penguin desu. Korewa jakas desu. Tanana. Ilail. O strănutat. O strănutat. Ilail. Taijo budes. Under what? Under hands, da, ca să îți dai seama care-i care-i. So, you know. Fost mai înainte într-o încăpere care era complet întunecată și erau acolo, cum îi zice, o draie de animale and stuff. Și da, erau flati și am văzut lemuri. Și-a fost adorabil.
interesant ce așa faină clădirea de intrare. O să vedeți imediat. Uitați mai chestia faină acolo. Just arhitectura asta japoneză e foarte faină. It's just you gotta love it. Și cum trec mașinile pe stradă. Și și la nai de care mai degrabă nu alerga. Nu te grăbi. I love Tokyo. Gorgeous place. In the picture. Yeah, asta e problema cu Japonia. Bunch of it just looks better in real life than any photo could do it justice. O să observați cum le împartă, ține stânga, ține dreapta, nu așa, foarte organizat și o chestie simplă de nu crea haos dacă nu-i nevoie, just no, respect. Mergem acolo și probabil o scoborăm, nu pe acolo. Mergem în East Garden noi aparent. Deci asta e de West Garden. Să sperăm să vedem, poate în East Garden e ceva mai fain. Mai oricum ne întoarcem aici, că noi pe aici trebuie să ieșim. Ca să mergem la Sky Tree Tower. But you know, eu cred că ăla o să fie un alt video. Ăsta e ultimul. Deci că pe aici a fost un monorail cândva. Așa-i? Așa-i? Ui, și aici un shrine. Mai mult ca sigur. Mm, tonomat. Nu cred. Despre multe chestii foarte aproape de asta. Also. Da, vezi, e acolo asta. Interesant că nu-l mai folosesc. Ar fi fost... Noi am vrut să ne dăm pe monorail. E mașinuța aici? Uite-o! Coreo a monorail-ul, da. Da, să vezi că nu-i mai folosit săracul de multă vreme, e prăfuit. Păcat. But, you know. Minasan, korewa hamburger, steak, to panda bun des. Le arătăm panda bun. Kawaii! Kawaii! Korewa tottemo kawaii des. Ne. S-o lipit. Ioi! S-o lipit de fundic. Nu vreți să știți cât de bine miroase. Give it a Hitoguchi. Uite, Hitoguchi. Mâncăm afară pentru că e plăcut, deși e destul de norat. E plăcut aici. Oh, no! Și și lași fața la final? Oh.
Să și tu care. Good stuff. I mean, pentru cine este gen, it better be. Cum încearcă să îl scot de pe ăsta să mânce altundeva? Well, ăsta e Ueno. Well, o mică parte din Ueno. Nu-i tot Ueno, nu-i tot Ueno Zoom. Îs destule de văzut, de exemplu, în fața mea some rhinos și girafe and stuff, deci plenty of things pe care nu le-ai văzut. Îți recomand să vii pentru că e ieftin, adică de 600 de ieni pentru o singură persoană e prețul ceea ce trebuie. Îți recomand să mănci în West sau să găsești cantina din Est, că e mai ieftin față de alte shop-uri pe care le poți găsi. E nice, aveți panda, că dacă vii, deci ideal ar fi să ajungi pe la, de exemplu, tigri, pe la 1, pe la 1 jumate, pe la gorile și pe la 2 să ajungi la panda, că așa le dau de mâncare încât, în teoria,
dacă e să mergi la un pas lejer, ar trebui să ajungi să le vezi pe fiecare cum primesc de mâncare. E extraordinar de interesant. Ați văzut probabil și în video ăsta cum a fost o primit mâncare, cum îi zice Tigri Torasan. So, chiar vă recomand să veniți dacă sunteți aici. Vă recomand să mergeți acolo la acel shrine. E foarte, foarte fain, foarte frumos. Și, you know, vă recomand să mai vedeți. Noi mergem acum la Sky Tree Tower. Ăla o să fie un alt video. Și, you know, I teased you guys. Alt video pentru că probabil ăsta a fost foarte mult. Arigatou gozaimasu. Hai. Și nu știu, chestia ți-o stă plimbă pe aici cu sirene and stuff. Noi mergem acum să luăm, să ne luăm noi pasuri de 3 zile, pentru că, you know, au expirat anile noastre și mergem la Sky Tree Tower. Acolo probabil mai filmăm chestii, mai filmăm în zona aia, mergem să vedem pe Takagi-san la shrine-ul ei, pentru că are, ca să nu ziceți, oh, Raul, dar unde e contentul de anime? Acolo e contentul de anime, calm. Și vedem ce o să facem. O să fie niște zile pline, urmează Shibuya, urmează Akihabara. Mai urmează chestii, nu vă faceți griji. Avem destule de făcut și de văzut. Urmează și Tokyo Tower, la care n-am fost, so, you know, o să fie mișto. Nu-mi băgați părul tare seamă, pentru că aici așa bate vântul de n-ai treabă. So, orice freză ai, dacă n-ai mult fixativ, s-o dus. Like, azi am trecut, cred că până 3 din cele 4 sezoane. Am trecut până primăvară, că a fost soare, am trecut până vară, că a fost extraordinar de cald pentru vreo oră. Am trecut acum, suntem în toamnă, pentru că e cloudy și posibil să ploaie. De-aia merg acum la Tokyo Sky Tree Tower pe sugestia lui Ago că, bă, poate plouă peste 2 ore și nu mai vezi nimic, so hai să mergem acum ca să vedem chestii, so, you know. Pa, că vine poliția și ne deranjează. Pa. Ne vedem în următorul video, sper că v-a plăcut asta. Like, share, subscribe și tot iară. Ce să mă mai zic? Ne vedem data viitoare. Multe videouri pentru voi, multe videouri. Pa, pa!